Și revenim la noi în țară. Traficul este cea mai enervantă parte din rutina bucureștenilor, dar poate fi combătut. Mihai Rotaru este antreprenorul care oferă soluții alternative de mobilitate urbană. A pus bazele platformei Neobility, prin care cetățenii capitalei pot face rost de trotinete, mașini electrice sau scutere în orice moment al zilei. Mihai Rotaru va fi aici în juriu. În condițiile neprielnice, să zicem, ale Bucureștiului, vedem în continuare că sunt foarte mulți oameni care folosesc astfel de soluții de mobilitate alternativă. Sunt niște nevoi pe care și le cer și le vor cere tot mai vocal. Urmând modelul din vest, probabil că într-un an, doi de zile va deveni un focus principal pentru orice primar în funcție, cred. Cred că mașina personală nu va dispărea, vom continua să deținem mașini. Nu vor fi neapărat pentru utilitate, vor fi mai mult pentru plăcere.